On s'éloigne, je t'ai mort. Ouvre-la. Oh, tatine. Hop, qui est le jumenté. Haideți să facem intro și outro, fraților, pentru că astăzi este sâmbătă. Salut! Sunt Otto de la Miere TVO, iar astăzi este ultima zi din săptămâna 5 de masă musculară. Fraților, o să derulăm un pic în spate de sâmbăta trecută, să vedeți toate mesele pe care le-am avut în această săptămână, câteva din antrenamentele mele și ce-am mai făcut. Ia uitați, fraților, ei mei au venit de la Călimănești și au treabă. Maica mea s-a apucat aici să ambaleze sticluțe noi de cătină, pentru că au vândut toate sticlele astăzi la Călimănești. Și ce mai trebuie să faceți? De-aștia, nu? Faguri, să tăiem faguri. Ați vândut și toți faguri. Da. Ia uitați ce mișto arată și ramele astea, pline cu faguri. Vă așteptăm la Căciulata vis-a-vis de Mănăstirea Cozia, dacă aveți drum. Dacă nu, ne vedem pe site. Faceți o comandă pe site-ul nostru www.mieretv.ro, pentru că avem cele mai bune produse apicole. Și trebuie să facem și apicomplet în seara asta, că au vândut și toate apicompleturile. Fraților, am plecat la Vâlcea, am aici o comandă de dus. Am 3 borcane mari de salcâm, am un borcan mic de mană, încă unul mic de salcâm, un fagure. Ia uitați, și o să le livrez personal clientului meu. Am și 2 odorizante autocadou și 2 pixuri. Să le consumați cu plăcere. Neața, de fapt nu e chiar dimineața, este ora 2 după masa. M-am trezit foarte târziu, o să mănânc o păstură și o să mănânc api complet, câte o linguriță din fiecare. O să-mi fac și o pulpă de cătină. Avem și apa la foc să fac un ceai pe care nu-l mai voi îndulci cu nimic. Sau poate o să pun din ăsta, uitați, poate o să pun ghimbir din ăsta, că merge la fix. Și cam asta este, după aia voi pleca la sală, la 3 trebuie să fiu la sală, nu mai mănânc nimic înainte. Am aici o comandă pentru cineva din Vâlcea, o să-i duc acum că mă duc la sală. Ia uitați, pulpă de cătină cu miere și sirop și miere din aceasta de cimbrișor. Mă uitați-vă ce groasă e mierea asta. Ia uitați, super calitate, da? I-am pus și 2 odorizante autocadou, să le consumați cu plăcere și multă sănătate vă doresc. Am venit aici să-mi iau un micul dejun, avem 2 banane și digesta și apoi mergem la sală. Încurajez, da? Da. Îl încurajez pe urs. Băi tare de prima. Să mă mânca. Lasă-l cu articiu. Vreau să-i fac câmpul lor. Hai. Una. Două. Trei. Hai tare. 4, 5, 6, 7, hai că poți, 8, 9, 10, 11, 12, hai că 3, 13, 14, 15, 16, este, bă! Câte chile avem tata aici? 80. Ursu! Haide, una, două, trei, hai ursule, 4, 5, 6, hai tare, 7, 8, 9, 10, hai, 11, hai acum. Bine, mă! Bravo. Yes! Te dau aici. Mamă, cum fac? Stop.
Mi-am făcut aici un ceai în cana miere TVO, un ceai de mușețel și o să-mi pun ghimbir în miere de salcâm, unul dintre siropurile noastre. Este foarte bun și vă sfătuiesc și pe voi să încercați, să faceți o comandă de pe site-ul nostru www.mieretvo.ro. Iar dacă nu știți pe care sirop să-l alegeți, pentru că avem 5 sortimente de siropuri, vă sfătuiesc să căutați acolo la pachete promoționale pachetul de 5 siropuri, pentru că veți avea reducere de 20%. În loc de 125 de lei, cât v-ar costa 5 siropuri, plătiți decât 100 de lei. S-a făcut ora 7, avem aici niște cartofi la tavă, ficăței la tavă de pui și aici avem roșii de la Nid Solar. Decât cu puțină sare, fără ulei, fără oțet, cam așa arată și cartofii, dau cartofi. Să avem poftă, poftă mare vă doresc tuturor. Ne-a adus cineva de aici din Băbeni un curcan, uitați-l, 8,5 kg. Să facă maică-mea mâine supă, ciorbă, să mai facă și felul 2, să facă șnițele, eu știu ce mai face, vedem noi ce facem. Dar este foarte bună, carne de curcan pentru masă musculară, este extraordinară. S-a făcut ora 9 seara, am aici niște biscuiți din ăștia cu scorțișoare de la Lidl, sunt foarte buni. Am mâncat jumătate de pungă și o să mănânc și cealaltă jumătate acum. S-a făcut ora 10 jumate, fraților, iar pentru masa asta am aici o servire de foarte bună de proteină. Avem o brânză cottage de 200 de grame de la Lidl. Are 200 de grame de proteină, 200 de grame, 200 de calorii. Aici avem o bucată de șuncă de pui. Lângă am un corn de acesta cu unt. Putea să fie și o felie de pâine, numai că am avut niște cornuri din astea prin casă rămase și am să-l mănânc. Sau putea să nu fie deloc pâine. Puteam să o mănânc simplu așa cu asta, cu brânza cottage, dar în fine, aici avem o banană. Îmi plac foarte mult bananele, am mai mâncat astăzi vreo 2-3 banane. Așa, aici am făcut un ceai, o să beau și un ceai și pe acolo avem niște biscuiți, o să mănânc mâine la dimineață probabil. Deci cam asta este masa de la ora 10 jumate, dacă voi mai mânca ceva mai încolo vă voi arăta. S-a făcut ora 12 noaptea și am aici un compot de vișine sau de cireșe, nu știu exact de ce, dar cred că sunt vișine. Am băut tot sucul, acum mă bag să mănânc fructele. Și mă uit la Șef la Cuțite, fraților, mă uit pe un site fără reclame, fără nimic. Sunt toate emisiunile puse imediat după ce se termină. Îmi place foarte mult emisiunea aceasta, e una din emisiunile preferate. Și dacă vă uitați pe YouTube la emisiunea asta, o să vedeți acolo o grămadă de mesaje în comentarii de la mine. S-a făcut ora 2 noaptea, fraților, am aici ultima masă pe ziua de astăzi. Cred că e a patra masă cu proteină. Avem ficăței, cum am mai mâncat. Avem cartofi. Am pus niște parmezan așa pe deasupra. Și puțin sos barbecue lângă. Bună dimineața! Primul lucru pe care îl fac este să mănânc o linguriță de păstură. Din asta de la noi, foarte, foarte bună. Într-o masă musculară, o linguriță de api complet. Și bineînțeles, îmi fac un ceai pe care o să-l îndulcesc cu o linguriță de miere. Ok, fraților, s-a făcut ora 1, după cum puteți vedea. Și voi mânca 2 felii de pâine cu 2 feliuțe de cașcaval și 2 feliuțe de mușchi de porc. De porc, doamne, de pui, piept de pui, așa, șuncă de pui. Este destul de bună, am mâncat aseară, de fapt. Și avem aici un iaurt, Activia, sau Activ, de la Pilos, Activ, da. Așa, este bun pentru stomac, pentru tranzitul intestinal. Avem și o banană pe care o să o mănânc și așteptăm să fiarbă apa să facem și un ceai. Și aceasta este masa mea dinainte de antrenament. După aia, la ora 3, trebuie să fiu la antrenament. Voi face astăzi vreo 2 ore de antrenament, voi încerca să fac și picioare. Am de lucrat spate, cu trapez, cu biceps și voi încerca să fac și picioare, pentru că mâine mă duc să-mi fac tatuaj și o să lipsesc de la sală. Fraților, plec la sală și am o comandă de dus la un băiat de aici la sală. Avem un burcan din ăsta de salcâm. Ia uitați ce mișto arată. Miere de salcâm premiată, premium. Și avem două sticluțe de pulpă de cătină. I-am mai pus acolo niște odorizante auto cadou și îi urez să le consume cu plăcere și multă sănătate. Am venit de la antrenament, avem aici o supă de... Ce asta, supa asta? De găluște. Avem o supă cu... Am venit de la antrenament, avem aici o supă cu găluște, făcută proaspăt acum de maică mea. Și avem carne de curcan, din curcanul care l-am primit aseară. O urez poftă bună tuturor! Ia uitați aici, numai fibră. Îmi dezosează maică-mea carnea. Ia uitați, numai fibră aici. Mamă, mamă, mamă. Câtă carne. Superb. La desert am avut niște biscuiți din ăștia cu fulgi de ovăz și cu semințe de susan.
Sunt foarte buni. Îmi plac foarte mult. Am luat de la Lidl și sunt chiar foarte ieftini. Ia uitați, fraților, s-a făcut ora 10 și o să iau acum o gustare. Bine, nu o să termin tot acum, dar o să mai mănânc între timp, peste ora, așa, o să mai iau o porție de proteină și o să mai continui cu această gustare. Avem aici struguri, avem dovleac. Îmi pare rău că n-am luat telefonul jos să vă arăt tot dovleacul, să vedeți cât de mare era și cât de mișto arăta în tavă. Și aici avem o banană. Iar peste dovleac voi pune miere de salcâm, din asta 100% naturală de la noi, de la Miere TVO, miere premium, fraților, miere premium, ia uitați cât de greu curge, cât de groase, ia uitați, și o să punem așa peste dovleacul ăsta și o să fie extraordinar de bun. Este soi din acela turcesc, foarte dulce, foarte bun. Poftă mare, vă doresc tuturor. Fraților, în 5 minute ăsta a fost gata dovleacul, a fost foarte, foarte bun, deși nu sunt așa fan, dar cu miere și faptul că este dulce a fost extraordinar de bun. Și acum mă bag pe struguri ăștia, sunt foarte, foarte parfumați. Deci nu mă pot explica. Apoi peste o oră voi mânca, voi mai lua o servire de proteină, o să vă arăt la momentul acela. Și după aia, spre sfârșit, înainte de somn, o să bag banana. Ok, s-a făcut la 11, am pus aici niște pâine de casă și aici încălzim niște fasole din asta verde. Foarte slabă calorii, care 30 de calorii fasolea verde. Și avem multă cărniță de porc. Ia uitați, foarte multe bucățele. Pentru proteină, bineînțeles. Și voi mânca cu niște ardei din ăsta. Și voi mânca cu niște gogoșari din ăsta în oțet. Și aici mai am o bere. Bună dimineața! Începem și ziua aceasta cu un ceai făcut în cana Miere TVO. Un ceai de mușețel pe care îl voi îndulci cu o linguriță de miere de salcâm sau cu o linguriță de ghimbir în miere de salcâm, să văd. Voi mânca o linguriță de păstură și o linguriță de api complet. Și apoi voi merge să-mi iau micul dejun. S-a făcut ora 10, pentru micul dejun o să mănânc o felie de pâine, e colțul, ia uitați, este fierbinte, acum a fost scoasă, acum o jumătate de oră, mamă ce mișto miroase și ce caldă e, și voi pune niște cașcaval din ăsta, de la Lidl, și niște muși din ăsta de pui, șuncă din ăsta de pui, și voi bea cu un ceai. Este foarte bun, mănânc felia asta și după aia, într-o jumătate de oră, trebuie să plec la Vâlcea, pentru că la 11 trebuie să fiu la editatul la tatuaj, în programare. Am experiență cu tatuajele și pot să vă spun că durează destul de mult. E bine să îl grăbim ca să iasă bine tatuajul și trebuie să mănânc bine, că o să-mi petrec foarte multe ore pe acolo, probabil că până diseară. Sper că masa asta o să-mi ajungă măcar câteva ore. O să mai iau niște biscuiți la mine, niște batoane proteice. Te voi duce personal acasă, miere de mană, două burcane, ia uitați ce groasă e. Din aceasta premium, care a câștigat locul întâi la multe evenimente la care am participat, evenimente apicole. Avem mierea de salcâm, la fel o miere foarte bună, o miere premium. Și mai avem o miere de cimbrișor. Personal îmi place foarte mult și asta de cimbrișor. Ia uitați, este certificat produs montan. Este premium, este foarte, foarte bună și foarte groasă. Ia uitați, extraordinară. Comandați și voi pe site-ul nostru www.mieretvo.ro, chiar dacă nu sunteți din Râmnicu Vâlcea, și vom face un colet și va ajunge la dumneavoastră acasă, iar plata va fi ramburs în momentul în care va veni coletul. O zi bună vă doresc tuturor. Ia uitați, aici au venit coletele de ieri, tăi le-a făcut, și așteptăm să vină băiatul de la Fan Courier, iar mâine vor ajunge la dumneavoastră, să le consumați cu plăcere și multă sănătate vă doresc. Facem o pauză de masă. Ia uitați tatuajul, ce mișto arată. Avem foarte puțin de lucrat la el. Și avem aici o pizza. Ia uitați. Hai să avem poftă, Edi. Se observă aici că e un cant. Da. Da? Cantul ăsta din margine pur și simplu îl desfacem. Spune pe partea asta.
Unde să facem? Într-o margine. Luăm toată suprafața de plastic. Da. Și lipiciul vine pe suprafața tatuată. Lipim într-o parte și în cealaltă. Super. De la jumătate avem încă un cant. Ne-l desfacem cu atenție. Și în timp ce desfacem, presăm. Fain. A ieșit tare de tot. Așa, eu o să pun două folii ca să nu se desfacă. Avem aici o fasole verde, la fel ca și aseară. Am pus niște pâine din asta de casă. Fasolea verde are foarte puține calorii, vreo 30 de calorii pe 100 grame. Avem carne de porc și salată de ardei copt, la fel foarte puține calorii, 20-30 de calorii pe 100 grame. Să avem poftă. Ia uitați, fraților, am băut și o bere din asta la 0,66, 660 de mililitri, o bere Carlsberg. Mă duc să mă întind în pat, că sunt obosit. Mă întrez de dimineață la 9, să mă duc la tatuaj. Și apropo de tatuaj, uitați cum arată acum. S-a format o limfă din excesul de tuș, de culoare, de... Mâine dimineață o să-l spăl și o să-mi înlocuiesc, o să-i dau cu puțină cremă și o să înlocuiesc folia asta. Ia uitați, au venit alte colete ieri pe site. Astăzi le vom expedia către clienții noștri. Le așteptăm pe băiatul de la Fan Courier. Vreau să vă mulțumesc frumos pentru comenzile făcute pe site și sunt foarte încântat că multă lume a început să creadă în aceste produse. A văzut schimbări la corpul meu, a văzut schimbări la mine și au început să creadă în produsele apicole pentru că sunt foarte, foarte bune. Chiar astăzi lucrez la un clip pe YouTube, o să-l urc în cel mai scurt timp, despre suplimentele mele apicole și o să vă spun acolo câteva cuvinte cât de bune sunt. Așa că dacă vreți să aflați mai multe informații, nu uitați să vă abonați pe canalul meu de YouTube, Miere TV. Buongiorno! Avem aici pentru micul dejun o felie de pâine de casă. Am tăiat-o în două. Este o felie mare, așa este pâinea de casă. Face cât vreo 4 feliuțe de pâine normală, din asta feliată din comerț. Am pus brânză din asta naturală, de aici, de la noi, de la cineva. Ia uitați. Și s-a terminat, n-am mai avut. Iar aici am pus niște cașcaval din acela topit. Am pus mușchi de pui, adică șuncă de pui. La fel mi s-a terminat șunca de pui. Aici am mai pus niște salam Cracovia de la Lidl. Foarte bun, așa seamănă, nu știu, cu la Victoria. Mie îmi place, mi-aduce aminte de copilărie. Și aici avem cana cu miere TVO, în care am făcut un ceai de mentă. Acesta este micul meu dejun. Să avem poftă. Și dacă sunteți și voi la masă, vă urez poftă mare. Am uitat să-mi iau produsele apicole, dar nu e nicio problemă, le iau acum după micul dejun. V-am zis, nu este atât de important când le luați, puteți să le luați și dimineața și la prânz și înainte de masă și după masă. Avem aici păstură, o să iau o mână așa de păstură, vreo două lingurițe și o linguriță de apic complet. Cam atât pentru ziua de astăzi. Mă pregătesc acum să plec la sală, fraților, și am aici o pulpă de cătină cu miere, premium, 100% naturală, de la noi, de la Miere TVO. Am primit o comandă de la cineva de la sală, pentru că a văzut cât de bună este, s-a convins și dorește să încerce. Acesta este steroid natural. Cătina stimulează nivelul de testosteron din corp, îl ridică și susține efortul fizic. Este energizantă, are vitamina C mai mult de 10 ori decât citricele și este extraordinară pentru sistemul imunitar, pentru energie, pentru foarte, foarte multe lucruri. Gata, fraților, m-am pregătit de sală, mi-e un pic foame. O să-mi iau două batoane din astea cu mine să le mănânc, pentru că trebuie să mănânc ceva lejer așa. Și na, nu avem mâncare, o să fac mai diseară ceva la cuptor, o să vă arăt. M-a sunat cineva din Vâlcea chiar acum până să plec la sală și m-am întors de la poartă. Vrea un polen, ăsta o să-l dau gratis. Vrea de ăsta, cum se numește, fagure în miere. Ia uite și mișto arată. Mai avem aici păstură, 100 grame de păstură, foarte bună pentru masă musculară, pentru cei care fac sală, pentru stomac, pentru o grămadă de afecțiuni. Avem pulpă de cătină, avem două bucăți. Ia uitați, și două borcane de miere de salcâm, din asta premium. Ia uitați. Mă duc acum la Vâlcea și o să mă întâlnesc în oraș, mă duc să le livrez acasă, de fapt. Și asta este, hop.
să le consum cu plăcere și multă sănătate îți doresc. Fraților, am aici comenzile. O să mă duc acum la sală, o să mă duc să mă întâlnesc și cu băiatul ăsta să livrez comanda. Tatuajul se prezintă binișor. Mi-am schimbat folia, am făcut un duș și astăzi și mâine nu o să mai pot să fac sală, din păcate, pentru că se umflă mușchiul și se întinde pielea și nu este ok. Mi-a zis Eddie, tatu, că trebuie să fac pauză măcar până luni și luni ar fi bine să fac picioare, să antrenez partea inferioară, tenul inferior, pentru că nu e bine să forțez, să pompez mușchiul, să se întindă pielea și așa mai departe. Mă oftic așa tare că nu pot să fac sală astăzi, mai am un pic și ajung la stadion. Dar asta e, trebuie să ne adaptăm. Voi începe de luni în forță, cu picioare. Astăzi este foarte, foarte frumos afară și am ales să las mașina la mine la bloc și să merg așa ușor pe picioare până la sală. Mai mă plimb un pic, mai facem niște mișcare așa, mai facem niște pași. Ce să fac? Asta e. Și dacă vă întrebați unde e masca, să știți că pe aici prin zonă nu e absolut nimeni. Sunt singur pe faleză. Iar masca stă și îmi protejează tatuajul. Pentru că bate soarele și mă ustură foarte tare, mă arde efectiv tatuajul. Iar masca este ca o protecție pentru soare. O protecție solară. Am ajuns acasă, n-am mai mâncat la McDonald's, avem aici o supă de găluști și aici avem o tavă plină de pulpe de pui, cartofi la cuptor, salată de ardei copt, avem și niște musafiri, poftă mare vă doresc. Și murături, astea sortate. Ia uitați, fraților. Mâncam carne mai puțină, uitați câtă carne am mâncat eu. Astea sunt toate ale mele. Mi-a fost foarte foame, s-a bolit. S-a făcut ora 10 și am aici o pungă de popcorn de la Cio cu sare și aici avem două beri Corona. Și mă voi băga la un film acum. Bună dimineața! Bine, nu este chiar dimineața, este destul de târziu, dar pentru mine este dimineață, așa că voi mânca o linguriță de păstură și voi face un sirop din ăsta de cătină, mai e foarte puțin aici. Uite să-l agităm un pic, să amestece cu mierea. Deci super bun ăsta, 100% natural, o să-mi dea super energie și am văzut că este cald, mă voi duce să fac niște alergări, niște mers pe pantă aici la mine în Băbeni. Pentru că trebuie să fac un pic cardio. Dacă nu mai pot să mă duc la antrenamentul cu greutăți până luni, voi încerca să fac cardio, să mai ardem puțin din calorii, să ne mai stimulăm musculatura la picioare. Da, mă, fraților, din cauza tatuajului nu pot să mă duc la sală pentru că mi se umflă mușchiul și se întinde pielea și nu este ok. Dar uitați ce frumos este afară. Vreau să fac o oră de cardio astăzi pentru că la fel n-am mai făcut de foarte mult timp și trebuie să ne antrenăm pentru că arde foarte multe calorii. Arde mult mai mult de calorii decât un antrenament cu greutăți. Așa că dacă vreți să vă definiți, faceți cardio o oră pe zi. Ce cardio voi face eu? Mersul acela în pantă, pentru că este cel mai bun cardio. Iar dacă vreți să vă crească mușchii și nu mai sunteți începători, la fel ca și mine, trebuie să vă antrenați cu greutăți pentru masă musculară, 8-12 repetări. La 12 repetare să fiți morți, să fiți epuizați, să nu mai puteți să ridicați. Înțelegeți? Deci nu confundați lucrurile. Deci nu confundați lucrurile astea două. Antrenamentul cu greutăți și cardio. Cardio este pentru definire și arzi mult mai multe calorii. Iar antrenamentul cu greutăți este antrenament cu greutăți. Trebuie să lucrezi pentru masă musculară când intri în sală. Nu să faci cardio cu greutăți, să lucrezi 30-40 de repetări pe serie. Te duci, faci 8-12 repetări pe serie până la epuizare și astfel te vei antrena pentru masa musculară. Îți vor crește mușchii. Pentru micul dejun avem aici niște icre. Pâine de casă, roșii din solar, foarte bună. Mai avem niște salam, din ăsta cu boia, de la Lidl. Mai avem salam Cracovia. Mai avem acolo niște pâine prăjită, trebuie să se facă. Deja s-a făcut. Și brânză de oaie. Cam asta este micul meu dejun. Ia uitați, fraților, masa de seară. Avem aici curcan la cuptor. O să mănânc uite mai bucata. Avem niște pilaf, e cald acum. Avem salată de roșii, avem murături asortate, după aia, ca desert, avem și din asta, cum se numește? Cum se numește, mă? Dovleac la cuptor și o să-l iau sus să punem cu niște miere. Și cred că o să mă apuc de pilaf acum, pentru că maica mea încălzește acolo ciorba, dar nu e gata, o să mănânc după aia ciorba. Am terminat pilaful, foarte bun, aproape m-am săturat, dar voi băga și ciorbița asta. Uitați-o, aolea. Doamne, cum arată!
Ia să vedem aici. I-am zis numai că mai să-mi pună două bucăți de carne, pentru că e carne din asta afumată. Doamne, cum arată! Abia aștept să mănânc. S-a făcut ora 12 noaptea, fraților, și o să mănânc un baton din ăsta proteic. Asta este ultima masă a zilei, iar mâine o să editez clipul pentru a-l vedea duminică. Sper că v-a plăcut această săptămână. Acum, în încheiere, vreau să vă spun câteva lucruri despre masa musculară. Pentru mine este o perioadă mai relaxantă, chiar dacă am antrenamente mai grele, cu greutăți mai mari. Pentru mine este o perioadă mult mai relaxată din punctul de vedere al nutriției, al alimentației, pentru că pot să-mi permit să mănânc și o pâine, să mănânc mai multe lucruri pe care în mod normal nu le-aș mânca la dietă. Voi mai continua această perioadă de masă musculară până pe 9 decembrie, iar apoi voi lua pauză și apoi voi reveni în forță cu sala, cu dieta. După ce vor trece toate sărbătorile, voi intra iarăși la dietă și vom încerca să ajungem la 96 de kg, să se facă 50 de kg slăbite exact așa cum îmi doresc și cum am promis. De aceea, momentan, nici nu mă cântăresc, pentru că atât timp cât sunt într-o perioadă de masă musculară, nu prea are sens să mă cântăresc. Ce este important e că am început să mănânc mai mult, am început să mănânc mai lejer, să mănânc lucruri mai bogate în calorii, totodată am început să mănânc și mai multă proteină. Forța mea a crescut foarte, foarte mult, mă simt foarte bine. Dacă simțiți că nu mai puteți și ați stat foarte mult la dietă, iar forța v-a scăzut foarte, foarte mult, atunci este momentul să faceți o pauză, să începeți să mâncați iarăși un pic mai mult și să începeți să măriți un pic greutățile. Nu trebuie să faci o slăbire de 50 de kg dintr-o singură perioadă, pentru că este foarte greu și dacă simți efectiv că nu mai poți, nu are sens să încerci să dai cântarul la jos, să ajungi la kilogramele pe care ți le-ai propus, pentru că riști în momentul în care ajungi la greutatea care ți-ai stabilit-o, riști după aia să-ți bași piciorul în tot, să te întorci la stilul de viață nesănătos, să începi să mănânci o grămadă de prostii, de fast food-uri și să iei kilogramele la loc. Plus de asta se lasă și pielea, deci aveți grijă, fraților, aveți grijă cu slăbitul, mai ales cei care sunteți obezi, cum am fost și eu. Chiar dacă va dura mai mult, chiar dacă va dura un an, chiar dacă va dura 2 ani, 3 ani, slăbitul celor 50 de kilograme, important este cum arătați la sfârșit. Degeaba ai slăbit 50 de kilograme în 6 luni, dacă tu nu ai masă musculară, dacă ți-ai făcut crash diet, dacă ți-ai dat organismul peste cap, dacă după aia vei începe să mănânci iar foarte mult, dacă îți va atârna pielea după cele 6 luni, pentru că nu ai timp să pui mușchi în 6 luni. Bineînțeles, la început mușchii se pun mult, mult mai rapid, în câteva luni vei pune foarte multă masă musculară, exact cum am pus și eu. Chiar dacă nu te vei antrena super bine, chiar dacă nu te vei antrena specific pentru masă musculară, nici eu nu m-am antrenat specific pentru masă musculară în primul an, dar n-a fost nicio problemă, am crescut în masă musculară. Chiar dacă nu vei avea toate chestiile optimizate, nu vei avea 5 mese cu proteină pe zi, nu vei mânca suficientă proteină și așa mai departe, tot vei pune masă musculară pentru că ești la început și dacă ești și în deficit caloric, vei și slăbi în același timp foarte, foarte ușor. Dar eu acum nu mai sunt la început, eu acum trebuie să mă focusez pe masă musculară mai mult pentru că când a fost perioada de dietă, m-am focusat mai mult pe slăbit, bineînțeles, să scadă cântarul, dar acum acest lucru nu mai este atât de important pentru mine și trebuie să mă focusez mai mult pe masa musculară. Adică pe antrenamentele cu masa musculară și pe numărul de mese și, bineînțeles, pe proteină. Dacă la început făceam un fel de cardio cu greutăți, e bine, acum nu mai merge strategia aceasta pentru a crește masa musculară. Acum trebuie să lucrez 8-12 repetări până la epuizare, a 12-a repetare trebuie să fie foarte, foarte grea, să nici nu pot să o fac efectiv. Trebuie să mai scad un pic volumul, nu mai trebuie să fac atât de multe serii la fiecare antrenament, vă dați seama. Trebuie să fac pauze mai mari, că lucrez cu greutăți mari. Numai cum să faci pauze mici, ca atunci când ești la definire. Și chiar m-a întrebat cineva în comentarii despre antrenamentul de masă musculară față de antrenamentul de definire, dacă este vreo diferență. Da, în mod normal este o diferență, pentru că atunci când ești la definire, încep să mănânci mai puține calorii, ești într-un deficit caloric și puterea îți va scădea. Și automat îți vine să lucrezi cu greutăți mai mici, să scazi greutățile, faci mai multe repetări, îți vine să faci pauze mai mici între serii
Și practic antrenamentul se schimbă un pic, dar nu este recomandat. Dacă ați putea, ideal pentru a păstra masa musculară, ar fi să lucrați cu aceleași greutăți cu care lucrați în timpul perioadei de masă musculare. Știu că vă va scădea forța, știu, este greu și la început veți vedea că o să scădeți numărul de repetări pe fiecare serie, la modul că o să, la modul dacă înainte lucrați 8-12 repetări, după aia veți începe ușor, ușor să faceți 4-6 repetări. Deci numărul de repetări va scădea pentru că sunteți și pe deficit caloric, vreți să vă definiți și automat puterea vă va scădea. Dar vă zic, ideal ar fi să păstrați cât mai mult din forța pe care o aveați în momentul în care erați pe calorii normale, pe mentenanță sau pe surplus. Deci chiar dacă acum intrați la o perioadă de definire, important este să încercați să vă păstrați greutățile care lucrați înainte și numărul de repetări. Inițial veți vedea că veți scădea numărul de repetări, v-am zis 4-6 repetări, după care veți începe să luați greutăți un pic mai mici, veți face 8-12 repetări, după care la fel. Pe măsură ce veți slăbi, pe măsură ce vor trece lunile și kilogramele se vor da jos, veți scădea din ce în ce mai mult în forță. Asta mi s-a întâmplat și mie. Vă dați seama, dacă am stat 7 luni la dieta anul ăsta, am pățit și eu chestia asta. Și la un moment dat trebuie să spui stop. Când trebuie să spui stop, când vrei tu. Ți-am zis, când te simți tu bine sau când nu te mai simți bine dacă ești într-o perioadă de dietă. De exemplu, dacă ai 200 kg și vrei să ajungi la 100 kg, și ai ajuns la 150 de kilograme și simți că nu mai poți, simți că nu mai ai putere efectiv, atunci e momentul să iei o pauză, e momentul să iei o pauză de la dietă, să începi să mărești un pic numărul de calorii. Dar bineînțeles, nu foarte mult, nu cu câteva mii de calorii și să începi să crești iară, să ajungi la 200 de kilograme. Să-ți mai crească un pic forța, să încerci să te axezi pe alt tip de antrenament pentru masă musculară, să începi să mărești un pic greutățile. Deci nu trebuie să ajungi la 100 kg dintr-o singură perioadă de slăbire. Nu are sens să te forțezi să ajungi la 200 kg, la 100 kg dintr-o dată. Dacă vei observa că la 150 kg te simți mult mai bine, ești mult mai energic, dar într-un fel nu mai avansezi la sală, greutățile nu le mai poți mări, te simți foarte obosit și așa mai departe, atunci este momentul să iei o pauză. Ce dacă n-ai ajuns la 100 kg? Ce dacă n-ai slăbit 100 kg cum ți-ai propus? Important este că ai slăbit jumătate, frate, și este suficient. Nu are sens să te dai peste cap pentru niște kilograme. Deci, fraților, alegeți calea de mijloc. Dacă ai de slăbit 100 kg, probabil că este foarte bine și ok și sigur să slăbești decât 50 pentru început. Dacă vrei să slăbești 30 kg, probabil este foarte ok dacă vei slăbi 15. Nu mai puneți presiune pe voi, nu vă mai stresați pentru că știu cum este să vrei să slăbești, să vrei să slăbești foarte multe kilograme, să schimbi corpul, dar procesul acesta este îndelungat și nu se poate peste noapte. Trebuie să aveți răbdare. Nu trebuie să vă riscați sănătatea. Trebuie să aveți răbdare să puneți și masă musculară, să fiți foarte, foarte atenți la aspectul acesta, pentru că în momentul în care veți slăbi foarte mult, vei avea foarte multă piele în exces. Și dacă nu ești atent la procesul de masă musculară, nu vei avea cu ce să umpli golurile lăsate de grăsime. Eu de ce credeți că nu mă grăbesc? Pentru a avea timp să fac masă musculară cât mai mare, să fac mușchi cât mai mari și să astup pe toate golurile lăsate de grăsime și pielea să fie tare pe mine, mușchii să fie din ce în ce mai mari. De slăbit este mult mai ușor decât de a pune mușchi. Credeți-mă, este foarte simplu, este mult mai simplu decât a pune mușchi și se poate realiza mult mai repede decât procesul de masă musculară. Deci pentru perioada următoare voi încerca să mă antrenez cât mai tare, pentru că nu mai sunt la început, mușchii se pun mult mai greu acum, trebuie să mărim greutățile, trebuie să încercăm să rupem mușchii în sală, să lucrăm cât mai corect, să ținem mușchiul în tensiune cât mai mult la fiecare serie, să lucrăm cât mai corect, să ne încălzim foarte bine, să nu riscăm accidentări, iar apoi când mă voi apuca de slăbire, trebuie să încerc să îmi mențin același stil de antrenament în forță cu greutăți mari, adică și să mai adaug cardio, pentru că exercițiile cardio sunt extraordinare pentru slăbit. Acolo ardeți mai multe calorii decât la exercițiile în sală, la exercițiile cu greutăți. Și bineînțeles să micșorez numărul de calorii pe care le mănânc zilnic, pentru că acum mănânc destul de multe calorii. Cred că stau în 3.000, 4.000, 5.000 de calorii cu siguranță pe zi. Dar ce este important e că eu nu mă simt foarte gras, nu știu, nu mă simt că am acumulat foarte multă greutate, mă simt super bine, mă simt super pompat mereu, mă pompez foarte bine la fiecare antrenament, reușesc să am energie mult mai multă, să-mi rup mușchi efectiv la fiecare antrenament. Și până la urmă asta e tot ce contează. Contează cum vă simțiți voi, frate, dacă tu te simți bine, ce importanță are că în loc de 30 de kg ai slăbit 15. Deci ce importanță are lucrul ăsta? Dacă tu reușești să faci o
o schimbare în viața ta, fie atât de mică. Important e că a reușit să te facă să te simți mai bine și să nu te lași, să faci cu plăcere lucrul acesta. La fel ca și exercițiile în sală. Frate, când te duci în sală să lucrezi, nu contează ce exerciții lucrezi pentru piept sau pentru spate. Asta are mai puțină importanță. Cea mai mare importanță este modul în care le lucrezi, să le lucrezi corect, să-ți alegi bine greutatea, să nu lucrezi cu greutăți prea mici sau cu greutăți prea mari pentru că riști să te accidentezi. Iar cu greutăți prea mici faci cardio și nu-ți dorești să faci cardio cu greutăți. Dacă vrei să faci cardio, faci după aia, mergi o oră pe jos. În sală trebuie să ne stimulăm mușchii, trebuie să rupem fibra aia musculară ca să înceapă procesul de creștere. Și important, v-am zis să vă simțiți bine, să faceți exercițiile pe care vă plac vouă, care vă fac plăcere să le faceți. Dacă ai, nu știu, două exerciții, de exemplu, la piept care nu-ți plac sau la biceps, de ce le mai faci? Nu înțeleg. Care e șmecheria aici? Să le faci în scârbă? Nu, frate, alegeți alte două, trei exerciții și fă-le pe alea. Pentru că dacă faci ceva care îți place, ai șanse mult mai mari să te ții pe o perioadă cât mai lungă de timp. Și asta este ideea, perseverența, constanța. Trebuie să fii constant ca să poți să crești în masă musculară, ca să poți să slăbești, ca să schimbi viața efectiv și să ai un stil de viață mai sănătos, să te simți mai bine. La fel și cu mâncarea, trebuie să găsești alimente slab calorice care îți plac ție în momentul în care ești la dietă, da? V-am zis, legumele și fructele au cele mai puține calorii. Dacă nu-ți plac roșiile, de exemplu, și îți plac castraveții, mănâncă, frate, castraveți, o brânză cottage, da? Nu-ți place brânza cottage, nu știu, mănâncă un iaurt, mănâncă altceva, mănâncă, găsește lucrurile care îți plac, care îți fac plăcere să mănânci. Pentru că la fel, dacă vei mânca în scârbă, vei mânca lucruri care nu-ți plac, la fel ca și exercițiile fizice, nu vei continua să te ții de programul acela. În fine, fraților, sper că v-a plăcut acest clip. Nu uitați să lăsați un like și un comentariu, pentru că pe mine m-a ajutat foarte mult să ajung clipurile mele în recomandatele celor de la YouTube și să împrăștie așa clipul meu la cât mai multe persoane. Nu uitați să faceți o comandă de miere pe site-ul meu www.mieretv.ro dacă vreți să mă susțineți financiar și dacă vreți să vă susțineți și voi corpurile și sănătatea, pentru că produsele apicole sunt bune în combaterea și prevenirea peste 40, 50, 100, 200, 500 de boli, credeți-mă. Dacă nu mă credeți, uitați-vă pe internet, căutați beneficii miere, beneficii păstură, beneficii polen și așa mai departe și veți vedea acolo pentru câte afecțiuni sunt bune aceste produse. Voi scoate și eu clipuri separat și vă voi explica, vom analiza toate aceste beneficii și voi explica pe înțelesul tuturor de ce sunt atât de bune și pentru perioada de masă musculară și pentru perioada de slăbire. Le voi lua pe fiecare în parte. Am un clip, suplimentele mele se numește, în care vorbesc așa generalizat despre suplimentele pe care le-am consumat eu în perioada mea de transformare. Dacă vreți să vă uitați, aruncați un clip și pe acel ochi, aruncați un clip și pe acel ochi și pe acel clip. Ah, da, să vă arăt tatuajul. Încă nu s-a vindecat, trebuie să se vindece. Mai are un pic și se vindecă. Luni sper să pot să mă duc la sală. De fapt, mă duc sigur și fac picioare dacă nu se vindecă până atunci. Urșii mei, eu sunt Otto. Nu uitați, dacă vreți să faceți mușchi mari și să slăbiți, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. Până data viitoare, v-am pupat! Ciao! Trei chei fuckii, vorbesc chei fuckii pe pula mea. Știi de cine zic? Yeah! Torpilesc ca pe Bismarck, Big Bang, sunt primordial de la start. Labo versus Dart, HDMI versus Gard. Eu le obțin, nu cred în destin. Apară fața ta, te plești în chin. Ești mut ca un manekin, fără chem, fără bani de bilet, ce poez, e king.